Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Printre activitățile pe care le realizăm în această perioadă, în funcție și de condițiile meteo, începem lucrările de ridicare în cotă a căminilor de canalizare. Am început deja aceste lucrări cu câteva priorități. E vorba de sensul giratoriu din Favorit, de Bulevardul Nicolae Bălcescu și de strada Ștefan cel Mare, unde am avut câteva urgențe și de acum vom începe să le prioritizăm, în sensul în care vom interveni într-o primă etapă pe strada Sucedava și pe strada Miron Costin. Ulterior vom continua pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, dând posibilitatea devierii traficului pe cele două străzi, și ulterior vom interveni pe strada Ștefan cel Mare, porțiunea cuprinsă între gară și linia de cale ferată. Ulterior vom reveni pe strada Bogdan Dragoș, acolo unde mai avem câteva restanțe rămase de anul trecut. Iar după finalizarea acestor lucrări vom reintra și vom reface programul, astfel încât să intervenim pe cât mai multe străzi, de asemenea și pe aleile dintre blocuri, acolo unde vom turna în perioada următoare și o serie de parcări și alei, lucruri care se vor întâmpla cu echipele proprii din primărie. Prima intervenție pe care o vom face va fi cea legată de extinderea parcării de pe strada Rodnei. Ulterior vom amenaja două parcări pe fundătura Crizantemelor și pe strada Cuza Vodă, blocul 17, unde vom turna un covor asfaltic. De asemenea, vom turna covor asfaltic și pe fundătura Dr. Felix, dar și pe strada Ștefan cel Mare, blocul 10, acea alee de legătură pe lângă blocuri. De asemenea, o altă lucrare care a demarat de săptămâna trecută se referă la finalizarea trotuarului de la evidența populației, practic acel colț dinspre Bulevardul Republicii și legătura cu trotuarul de la Parcul Municipal va fi reabilitată cu pavele, astfel încât să finalizăm și această lucrare. Și dacă tot vorbim de zona aceasta de siguranță publică, vreau să vă informez că astăzi vom trimite o nouă solicitare către Prefectură, către Guvernul României, către Ministerul Administrației și Internelor, pentru înființarea unui detașament de jandarmerie la Roman, având în vedere și ultimele evenimente petrecute într-una din serile trecute la Roman. Credem noi că pentru crearea unui climat de siguranță la nivelul municipiului Roman este absolut necesară înființarea acestui detașament de jandarmi la Roman, și vom continua aceste demersuri până când Guvernul, Ministerul de Interne va înțelege necesitatea acestui detașament. De asemenea, un alt eveniment major care se va întâmpla în luna iunie în zona Moldovei, la Iași, se referă la ziua în care Papa va vizita Moldova, va vizita municipiul Iași, și venim și noi în sprijinul organizatorilor prin promovarea vizitei Papei la Iași. Cred eu că este un eveniment istoric pentru Moldova, iar toți cetățenii care vor dori să vină la această vizită istorică a Papei la Iași vor putea să se înscrie pe o platformă online www.ercis.ro/papa-la-iași, pe site-ul oficial al Episcopiei Romano-Catolice, platforma fiind accesibilă și din coloana din stânga a primei pagini a www.ercis.ro,
De altfel, începând de astăzi, în zona de acces a publicului în primăria Roman, vom avea și un roll-up care va promova și mediatiza acest eveniment. Luna mai va fi o lună plină pentru municipiul Roman. Pe de o parte, zilele municipiului Roman, la care lucrăm pentru definitivarea programului, dar încă de astăzi suntem în măsură să vă anunțăm cine sunt artiștii care vor concerta la Roman. Așa cum bine știți, zilele municipiului Roman vor începe chiar de luni, de pe 13 mai și se vor finaliza pe data de 21 mai. De marți, 14 mai, vom avea prezent în Roman o delegație oficială din partea orașului Mont-Luçon din Franța, localitate cu care ne-am înfrățit luna trecută. Miercuri vom organiza și o întâlnire oficială inclusiv cu dumneavoastră mass media aici la primăria municipiului Roman. Zilele municipiului în ceea ce privește partea artistică vor demara de vineri 17 mai cu un festival de muzică populară. Sâmbătă vor concerta Mateo și Zdup și Zdup, iar duminică spectacole vor fi susținute de Monica Angel, Liviu Teodorescu și Lidia Bubăl. Așa cum se știe și cum v-am obișnuit în ultimii ani, mare parte din aceste cheltuieli vor fi suportate de către partenerul privat care va organiza zilele municipiului Roman, primăria municipiului suportând doar un cost de 45.000 de lei, 220 din cotă parte din onorarul acestor artiști. Dar la fel cum v-am obișnuit în ultimii ani, după ce vom finaliza organizarea zilelor municipiului Roman, vom veni și cu un raport detaliat în ceea ce privește cheltuielile care au fost efectuate cu această ocazie. De asemenea, vreau să mai clarific un aspect care sper eu că vom face să fie înțeles de către toți romașcanii. Un alt eveniment artistic care va avea loc la Roman, de această dată organizat în exclusivitate de către o firmă privată, practic primăria municipiului Roman nu are absolut nicio contribuție de absolut niciun fel. E vorba de concertul de weekendul viitor, 10-12 mai, când la Roman va concerta Andra alături de alți artiști, dar cred eu că este foarte important să facem aceste precizări, cum că toate cheltuielile ocazionate de acest eveniment sunt suportate de către o firmă privată care împlinește 10 ani de la prezența în România și dorește să marcheze în acest fel acest eveniment. De asemenea, începând de miercuri, va fi funcțional cortul Expo Fashion. Vom avea deschiderea oficială la o oră pe care vom comunica ulterior în funcție și de Camera de Comerț. De această dată, Camera de Comerț este inițiatorul și organizatorul acestui târg de îmbrăcăminte și încălțăminte. E vorba de producători autohtoni în exclusivitate și sunt convins că romașcanii vor putea să aibă la acces la o serie de produse în România la prețuri avantajoase și de o calitate foarte bună. Și eu în trecut mărturisesc că mi-am achiziționat o serie de articole de la acest târg și vă pot asigura că sunt produse de calitate. Iarăși un eveniment în premieră la Roman, care se va desfășura în această săptămână, în perioada 9-11 mai, atunci când municipiul Roman este gazda galei Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, ediția 2019, sub denumirea Turismul de la relaxare a cultural și social la profit economic. Astfel, joi,
9 mai, de la ora 16, în sala de festivități a primăriei municipiului Roman, sala Nicolae Manolescu Strunga. Sunteți invitați la simpozionul Cultură, Credință, Ospeție, Sinergii Turistice Profitabile, care ilustrează personalitatea culturală și turistică a județului Neamț, a municipiului Roman și a împrejurimilor. Cu acest prilej va fi prezentat și documentarul Roman de la România, realizat de jurnalistul Vasile Arhire de la TVR Iași, iar vineri 10 mai de la ora 17 va avea loc tot în sala de festivități gala de premiere a Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, ediția 2019. 9 mai de asemenea este o zi plină și prin faptul că vom avea mai multe manifestări. Pe de o parte, la ora 10, depunerea de coroane în cimitirul Eternitatea și ulterior, de la ora 17, vom organiza un cross la Roman, pe stadionul Moldova. Roman Connect Cross 2019, un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de sport, indiferent de vârstă. Practic, plecarea în acest cross va fi stadionul Moldova, cu următorul orar pentru copiii între 7 și 10 ani, ora 17, o tură de stadion de 400 de metri. Juniori, vârsta 10-14 ani, la ora 17:30, două ture de stadion, 800 de metri, iar tineri și adulți, 14-99 de ani, ora 18, stadion Moldova, Ștran Moldova, Dig Moldova, direcția spre Podhoria, schimbare direcție către malul Moldovei pe traseu paralel al Digului până la zona Bazar, traversare Dig Parzăvoi, zona Cartodrom, cartier Anele, alea Vasile Lupu, Ștran Moldova, stadion Moldova, pe o distanță de 5 kilometri. Ulterior acestui cross pe care vom organiza cu plecare de pe stadionul Moldova și având în vedere faptul că amenajarea pistei de pe stadionul Constantinescu Nehoi, stadion care se află în subordinea Ministerului Învățământului și pe care alergau foarte mulți romașcani, din păcate este un proiect abandonat de autoritățile centrale. Am luat decizia pentru a oferi o alternativă romașcanilor ca în perioada imediat următoare să amenajăm o pistă de alergare cu zgură pe stadionul Moldova, astfel încât iubitorii de sport să aibă un acces spre zona stadionului Moldova, acces care se va face prin poarta 2 a stadionului Moldova, intrarea dinspre Strand, și să aibă la îndemână până la urmă toate utilitățile oferite de acest stadion și de complexul sportiv și de agrement Moldova. De asemenea, doresc să le reamintesc romașcanilor că până la data de 15 mai au posibilitatea de a depune proiecte pentru bugetarea participativă, astfel încât ulterior să demarăm și selecția proiectelor și supunerea acestora pentru votul romașcanilor. Un alt eveniment de data aceasta administrativ, vineri 10 mai la ora 14, vom avea o ședință de Consiliu Local, o ședință de îndată în care avem o modificare la lista de investiții, având în vedere și câteva sume de bani care au intrat, pe de o parte rambursări de fonduri europene, pe de altă parte vânzarea unor imobile și actualizarea listei de investiții a primăriei municipiului Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință, restul vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. Tot cu Viobete? Tot cu Viobete, da. Este deja aprobat acordul prin hotărâre de Consiliu Local în 1 aprilie. Anul trecut ați fost punctul de carte sau ați fost co-organizator? Nu, e tot Camera de Comerț organizator. Noi suntem în parteneriat cu ei și în acest an se va organiza.
în toamna anului acesta. Deci va avea loc și anul ăsta? Da, da. Și tot în parc sau nu știți? Nu am luat încă o decizie, putem să schimbăm locația, da. Legat de gala de pe 9 mai, cea cu arhitecții, Nu, cu arhitecții nu va fi în mai, în... Asociația scriitorilor. Da, da. De ce Roman? Și Roman reprezintă o destinație, poate nu are chiar așa o mare încărcătură turistică. Nu este, dar reprezintă în același timp o zonă de tranzit, un cap de pod pentru cei care doresc să călătorească în zona de nord a Moldovei. Din contactele pe care le-am mai avut cu anumite agenții de turism, Romanul este o locație preferată pentru astfel de tranzit și atunci de ce nu să promovăm și câteva obiective ale Romanului și să promovăm Romanul în ansamblu său. Care e implicarea primăriei în organizare? Este minimă, mai mult de logistică. Și legat de stadionul Moldova, știu că acolo aveți un plan pe lângă pista de alergare și terenul de tenis și altceva. Așa aveam în plan, numai că, așa cum ați văzut, bugetul Romanului a fost grav prejudiciat de deciziile guvernului și, din păcate, aceste proiecte trebuie să mă aștepte. Ok, mulțumesc. Nu am abandonat ideea, dar așteptăm finanțarea. Finanțarea? Deocamdată nimic. Dar cum explicați că până la ora asta e posibil să nu se țină de cuvânt? Nu, eu nu am absolut nicio explicație, nu știu să vă dau detalii și amănunte. Știu doar că urmează printr-o ședință de Consiliul Județean să se împartă acele sume, dar data când se vor împărți, nu știu. Știți că zilele acestea se face foarte multă vorbire pe schimbările astea climatice, posibilitatea intervenției unor fenomene catastrofice. Dacă este să ținem cont de Roman, cam ce recomandări ar trebui făcute populației și ce s-ar putea face din punct de vedere al autorităților pentru limitarea unor astfel de cazuri, mai ales mă refer la căderea de țigle, de pe aici, în mod normal, noi am mai avut astfel de comunicări cu asociațiile de proprietari și recomandarea a fost întotdeauna să-și pună în siguranță imobile ai căror proprietari sunt. Este evident că în cazul în care ferească Dumnezeu apar astfel de situații meteo extreme, eu vă spun că în ceea ce privește natura, nu prea te poți spune cu forța naturii. Noi sperăm să fim ocoliți în viitor de astfel de fenomene. În ceea ce privește problemele legate de eventuale inundații, am eliminat din câteva zone problemele cronice care existau și aici mă refer la cartierul Lipovenesc și în zona Kaufland, ocolitoarea, unde știți că am mai avut probleme în trecut. Rămân în continuare două zone sensibile pentru Roman. Una o reprezintă zona Principatele Unite, dar acolo, prin proiectul cu finanțare europeană pe care îl va depune, de fapt, APA Servu, vom gândi și preluarea apelor din acea zonă. Și, de asemenea, o altă zonă o reprezintă strada Mihail Zira, acolo unde gândim un sistem de preluare a apelor pluviale pe strada Mihai Viteazu, care să elimine din surplusul de apă care duce la creșterea volumului de apă de pe strada Mihai Zira. Nici o veste despre bucurie și mișcare nu ați omis? Sau... Nu am omis. Organizatorul este altcineva. Primăria Municipului Roman pune la dispoziție doar o suprafață de teren. Este o chestiune deosebită, sunt de acord cu dumneavoastră și sunt convins că organizatorul vă va aduce la cunoștință toate aceste detalii. S-au adus. Foarte bine. Acum, câteva chestiuni care, pe de o parte, o să vă
satisfactă din punct de vedere a ceea ce observațiile pe care le-am făcut până acum. Deci văzut din, din afară, Romanul la ora asta pare ca unul dintre cele mai curate orașe din țară. Spuneți-le asta și romașcanilor, nu? După e, dar de asta am spus-o în conferință de presă. Deci este o constatare făcută de niște rude care au venit recent la Roman. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, prezența poliției locale în stradă iar a fost nici pomeneală pe la Tulcea, prin altă parte, să fie prezentă și să fie atât de activă. Dar, cum dar aici, și să știți la ce fac referire, spuneți-mi cum poate fi soluționată problema celor venit în altă localitate ca și parcare. Poate nu am văzut-o eu cu ochi obiectiv și categoric că se poate întâmpla lucrul acesta. Ce, totuși, ce se întâmplă? Și iau omlețul, mașina buzunar? Nu, parchează în zonele în care ai dreptul la și poți să parchezi. În speța dumneavoastră, clar, la dispoziție era parcarea de pe strada Tineretului, destul de aproape. Care? Păi, în zona școlii 1, mai la deal spre pescărie. Toate n-am găsit nicăieri la Lucian. Păi vedeți, și dacă le puneam cu plată, vedeți cum găseați locuri de parcare. Că întotdeauna, acum vedeți, de când s-au băgat... Mai degrabă era aici. De când s-au... Sigur, la judecătorie mai era o soluție, dincolo ce în parcarea de la Roman Vodă. E evident faptul că în momentul în care introducem sistemul de parcări cu plată în zona publică, apar și locurile de parcare disponibile. Ca întotdeauna când sunt parcări gratuite, niciodată nu găsești locuri de parcare. Răspunsul în situația dumneavoastră e clar, că trebuie să mergi în zona în care găsești locuri de parcare disponibilă. Problema pe care au întâmpinat-o sau o întâmpină cei care vin la rude în vizită la Roman, dar și cei care merg în vizită dintr-o zonă în alta a Romanului, o întâlnesc și eu când merg, inclusiv la București. Sunt parcări de reședință pe care nu poți să parchezi și atunci trebuie să identifici locații unde ai dreptul să parchezi. Am fost chiar și în străinătate, aceeași situație. În parcările de reședință... Indicatoare care să le amintească... Păi, știți cum, indicatoare... Păi da, indicator nu poți să pui acum în fiecare parcare unde ai văzut locul că e marcat cu numărul de înmatriculare, nu te așezi pe el, că asta e. Da. Două întrebări. Una, în legătură de turism, spuneați, era existat cu un frumos proiect de reabilitare, că zic așa, cetății de la Gâdinți, mașini, ce vorbim? Nu. Deci, în ceea ce privește cetatea de la Gâdinți, ea se află în momentul de față în proprietatea statului român, în administrarea Ministerului Culturii. E drept că am avut, dar nu, procesul acela a privit doar o strictă amendă, n-are nicio legătură cu proprietatea. Știu că există un demers și o dorință a Consiliului Județean de reabilitarea acestei cetăți. Noi suntem absolut de acord și vom oferi tot sprijinul care ține de noi ca și Primăria Municipiului Roman, dar având în vedere faptul că nu se află pe raza teritorială a municipiului Roman, da. Și în ceva legat de un problem pe care ai spus-o într-una din conferințele trecute, colegul Cristi, cu stația de încărcare a mașinilor electrice, era parcat un pic mai lungă pe ambele. Da. Două secunde. Nu cred că avem atât de mașini cât să se... Da, eu am purtat o discuție cu colegii mei din primărie care au purtat la rândul lor o discuție cu cei de la EON și au zis că își vor marca ei și vor crea ei un sistem. Dar în același timp am și spus să creăm noi totuși un panou adițional prin care să înștiințăm... Da. A fost perioada aceasta de sărbători, dar e deja dat în lucru și imediat ce va fi finalizat va fi montat acolo. Dar va fi un panou adițional... Da. Astăzi e în 6 și au intrat în funcțiune barierele de la judecătorie și de la pietonal. La pietonal deja era coadă dimineață și cei cu dubițele cu marcă se întrebau dacă să plătească sau nu. La judecătorie nu funcționează. De ce? Da, vă dau următoarele explicații. În pietonal, așa cum am anunțat, primele 15 minute sunt gratuite. Deci,
persoana care dorește să aibă acces la judecătorie astăzi predau cartele către personalul judecătoriei, către instanță, urmând ca după amiază de la ora 16 să intre în vigoare și parcarea de aici, tocmai pentru a remedia și în această zonă situația parcărilor. Și deci astăzi la ora 16 intră în vigoare și parcarea de la Roman Vodă. La Roman Vodă așteptăm livrarea echipamentelor, după care vom intra imediat în folosința lor. Ce vești mai aveți cu strada Mihai Viteazu, predarea la Consiliul Județean și începerea lucrărilor? Într-o primă etapă, acolo vom interveni noi cel mai probabil spre sfârșitul acestei luni pentru realizarea rețelei de preluare a apelor pluviale și de realizarea canalizării pe segmentul cuprins între strada Tirului și strada Ștefan cel Mare, după care așteptăm o finanțare sau alocarea unor sume de bani, niște fonduri de la Consiliul Județean pentru înlocuirea bordurilor și amenajarea trotuarilor, după care Consiliul Județean va turna un covor asfaltic până la linia de cale ferată de la Luțca. A fost la o manifestare unde Clubul Rotary a oferit o statuie administrației locale. Unde v-ați gândit să o amplasați? Aceasta va fi amplasată chiar în zona școlii Alexandru Ioan Cuza, în fața grădiniței cu program prelungit, în acel scoar din fața grădiniței. Chiar am discutat astăzi cu colegii mei în vederea obținerii autorizației pentru amplasarea soclului și ulterior, când va fi finalizată și turnarea în bronză a acelei statui, să o amplasăm și să punem. Practic, vedeți dumneavoastră, tot discutăm de centenar și unul dintre predecesorii Marii Uniri, să spunem, a fost Alexandru Ioan Cuza prin realizarea Unirii Mici. Noi am avut mai multe discuții și am zis că, într-un fel sau altul, trebuie marcat acest centenar prin fie printr-o statuie a lui Mihai Viteazu, a lui Alexandru Ioan Cuza sau a regelui Ferdinand. Faptul că a apărut această colaborare cu Clubul Rotary și și-au exprimat disponibilitatea donării unui astfel de bust a apărut și în acest context. Amintiți de un eveniment care a fost un plus să o determine la o adresă pentru ființarea jandarmeriei. Eveniment a loc, spuneați că... Eu am văzut în mass media locală, care, ca să fiu sincer, legat de acel scandal într-o două clanuri de romi. Și e clar că se impune și romanul reprezintă o zonă de risc antisocial. Și instituțiile statului, Ministerul de Interne în speță, trebuie să ia măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor la nivelul municipiului român. Nu aveți detalii suplimentare? Nu, nu. Numai nu. Doar așa, o fiecare doar informație. Ce am citit în presă. Pe final, lămuriți puțin problema, că e o diferență foarte sensibilă între amiciție și înfrățire. Comunicatul de presă cu Franța era de amiciție. Nu ați precizat adunarea cu care ne-am înfrățit. Bun, e probabil o chestiune de... Nu e de nuanță, e chiar de fond, probabil prin prisma similitudinii între cele două chestiuni administrative se folosește mai, adică mai cu mult. Cu ce localități suntem noi înfrățiți în momentul de față și cu cine am semnat pact de amiciție? Sunt mai puține, sunt mai multe cele care s-au încheiat pacte de amiciție. Procesul final este acordul de înfrățire. Următoarea etapă, în momentul de față, l-avem dus până la capăt cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova și nu știu dacă mai sunt din trecut cu celelalte. Dacă vreți, vom verifica și vă vom comunica.